Laura Codroacovesi, mesaj ferm la sediul CSM, vom prezenta cereri pentru administrare de probe sublinierei cereri de apărare. Procurorul sublinierei Faldna, Laura Codroacovesi, a afirmat miercuri ce va prezenta secției pentru procurori CSM cereri pentru administrare de probe sublinierei solicitări de apărare. Este o procedură care nu este public. Ne-am prezentat. Vom prezenta cereri pentru administrare de probe, cereri de apărare subliniere, o să vedem rezultatul. O să ne prezentăm probele în apărare, o să ne facem apărările, o să vedem decizia, a declarat Laura Codroacovesi la intrarea în sediul CSM, conform Ager Press. Secția pentru procurori CSM urmează să discute miercuri raportul întocmit de Inspecția Judiciară cu privire la SEVUR sublinierea de către procurorul sublinierei Faldna, Laura Codroacovesi, sublinierei procurorul sublinierei adjunct, Marius Iacob, a unor abateri disciplinare.